Dragii mei, bun găsit! Astăzi avem o rețetă de influență grecească. Deși creveți saganaki sună așa un pic japonez, ei bine, nu! Rețeta este grecească, iar denumirea ei vine de la vasul în care se gătea cândva în Grecia, că nici acum nu se mai respectă. E vorba de un vas din acesta cu două mânere, două urechi. Întâmplător, al meu are două urechi, dar nu vă faceți probleme, rețeta se poate prepara în orice tigaie, în orice cratiță, în orice vas ceramic aveți la îndemână. Haideți să începem rețeta, care de altfel e atât de simplă. Aveți aici lista ingredientelor pentru 4 porții, o găsiți și la descrierea videoclipului ca să o citiți mai pe îndelete. Dacă folosiți roșii din conservă, puteți trece direct la pasul următor. Dar eu vă sugerez să folosiți roșii proaspete, chiar dacă nu e sezonul lor, și folosim roșii sherry. Le punem într-o tavă unsă cu ulei de măsline, presărăm pe deasupra puțină sare grunjoasă și dăm tava la cuptor pentru 15 minute. Cuptorul să fie preîncins la 220 de grade, deci avem nevoie de temperatură mare. Între timp, într-o tigaie punem 3 linguri de ulei de măsline, și punem aici creveți. Dacă folosiți ca mine creveți congelați, creveți prefierți, trebuie lăsați să se dezghețe lent peste noapte în frigider sau, dacă vă grăbiți, într-un vas cu apă rece. Nu îndepărtați codița aceea, cochilia aceea pe care o vedeți atașată la creveți, pentru că exact partea aceea dă cel mai mult gust și cea mai intensă aromă în mâncărurile cu creveți, de aceea mereu o vedeți atașată la creveți, creveții nu sunt curățați până la capăt. Peste creveți punem sare și piper și îi gătim foarte scurt, 20-30 de secunde pe fiecare parte, nu mai mult. Dacă îi gătim în exces, creveții își pierd textura și devin cauciucați și neplăcuți. Pentru fructele de mare, în general, timpul de gătire este foarte, foarte scurt. Punem în tigaie și puțin vin alb. Grecii folosesc uzo. Dacă aveți cumva uzo în casă, îl puteți folosi. Întoarceți creveții și pe partea cealaltă, tot pentru 20-30 de secunde, apoi dați tigaia deoparte. Ceapa se toacă mărunt. E o mâncare cu destul de mult usturoi, pregătiți 6-8 căței pe care fie îi treceți prin presă, fie îi tocați mărunt din cuțit. Într-un vas care va merge la cuptor, puneți 3 linguri de ulei de măsline. Și aici căliți ceapa pentru 2-3 minute până când se înmoaie puțin. Amestecat să nu se ardă. Apoi puneți și usturoiul și le mai căliți împreună încă un minut. Scoateți tava din cuptor, roșiile miros minunat. Sunt bine coapte. Toate au crăpat, unele chiar s-au și rumenit. Cu un pasator pentru cartofi sau pur și simplu cu o furculiță, zdrobim toate roșiile, dar păstrați cojile acolo pentru că deja sunt gătite și dau multă textură și multă aromă plăcută în sosul de roșii. Turnați roșiile pasate, fie că le-ați pregătit ca mine în cuptor, fie că folosiți o conservă de roșii, le turnați peste ceapa călită împreună cu usturoiul. Curgeți aici și sosul grozav care s-a format în tigaia cu creveți. Are gust de creveți și aromă de vin. E absolut minunat și nu trebuie nici de cum risipit. Condimente. Punem o lingură zdravănă de oregano. Dacă mâncați picant, puteți pune și fulgi de ardei iute, cât de mulți vă plac.
și piper râșnit proaspăt din belșug. Amestecați și lăsați sosul puțin pe foc să se gătească 2-3 minute, cât să capete puțină consistență. Dați vasul deoparte și peste sosul de roșii așezăm creveții. Printre creveți punem brânza feta sfărâmată. Dacă țineți foarte mult la aspect și dacă reușiți să tăiați brânza feta în cubulețe, pentru că de obicei se cam sfărâmă, puteți să așezați frumos, elegant, cubulețele de brânză feta printre creveți. Dar cumva creveții saganaki sunt o mâncare rustică care reușește să arate apetisant oricum, chiar și cu brânza sfărâmată între degete. Pentru că e o mâncare grecească, firește, la final mai prelingeți încă o lingură de ulei de măsline deasupra și ceva piper proaspăt râșnit și dați vasul la cuptor la 200 de grade pentru 10 minute, nu mai mult. Nu vrem să rumenim mâncarea, vrem doar să se topească brânza feta. Și creveții saganaki ar fi gata, doar că au nevoie de și mai multă culoare și de o notă de prospețime, așa că tocați fin niște pătrunjel și presărați-l pe deasupra. Nu lăsați mâncarea să se răcească. Adeseori grecii o servesc direct din vasul în care s-a gătit. Mâncați-o cu pâine proaspătă sau cu pâine prăjită sau o puteți împărți în farfurii și să o serviți cu orez fiert sau cu paste fierte. Dragilor, sper mult să încercați mâncarea aceasta pentru că e delicioasă. Vă aștept cu impresii în comentarii. Până data viitoare, numai bine!